realizată de Organizația Partidului Național Liberal după alegerile care au avut loc în perioada anterioară, după două ședințe de Consiliul Local, avem intenția de a vă anunța de acum, după fiecare ședință de Consiliul Local, vom organiza în aceeași zi o conferință de presă, tot aici la sediul Partidului Național Liberal. Pentru astăzi am propus câteva teme. Este un raport pe care l-a prezentat domnul FDZ-ul cu privire la activitatea grupului nostru în Consiliul Local, grupul liberalilor. Al doilea punct al ordinei de zi este o prezentare pe care domnul Rigma dorește să o facă sigur și cu acceptul nostru cu privire la un instrument de lucru pe care trebuie să-l promovăm pentru a ne crea imaginea publică personală și a ne exprima punctele de vedere privind activitatea pe care o desfășurăm pe parcursul activității politice a Consiliului Local și a noastră ca organizație până în 2020. De asemenea, o să discutăm puțin de strategia organizației noastre privind promovarea proiectelor de hotărâri și a obiectivelor pe care noi vrem să le promovăm prin ședințele de Consiliul Local în folosul comunității și, desigur, politic la urmă. Așteptăm și întrebările dumneavoastră și dacă mai sunt diverse, drag. Deci, pentru primul punct care îl propunem de conferința noastră de presă de astăzi, o să rog pe domnul Ferezeu, un punct de vedere al reprezentanților noștri în Consiliul Local și, sigur, a dânsului calitatea pe care o are de coordonator al activității politice în Consiliul Local din partea Partidului Național Liberal. Te rog, Cristi. Bună ziua din nou și mulțumim pentru prezență această conferință de presă, așa cum spunea și domnul primar și președinte Tudor Ștefănie, vrem să permanentizăm aceste activități de informare și de relaționare cu presa. Și aș vrea să intrăm puțin direct, așa mai direct, în ceea ce înseamnă Consiliul Local. După cum ați văzut, grupul nostru de consilieri, una din 5 membri, 2 mai vechi, experiență și ceilalți 3 mai noi și din și cu experiență. Noi mergem și promovăm și luptăm pentru binele cetățenilor municipiului Turda. După cum ați văzut, chiar din prima ședință extraordinară după cea de constituire a Consiliului Local, și prima ședință și a doua ședință au fost ședințe extraordinare. Ca substanță n-au avut absolut nimic strict, au fost legate de numirea, revocarea și numirea unor oameni. La prima ședință, cea din 4 iulie, unde ați văzut că am avut un punct de vedere asupra schimbării reprezentantului municipiului Turda în adunarea generală acționarilor de la compania de apă, am cerut și atunci și în această ședință de astăzi să ni se spună motivația pentru care se înlocuiesc acele persoane care, din punctul nostru de vedere, și-au făcut datoria în AGA, au informat în permanență Consiliul Local, acționarii, asupra ceea ce se întâmplă în respectivele societăți. Astăzi am și primit răspunsul că nu există motivație, este un lucru strict politic. Ceea ce nu se pare regulă. Revin la prima ședință și am constatat cu regret, deși mesajele trimise pe piață, pe media, au fost de transparență, de comunicare, de conlucrare între forțele politice din Consiliu, încă din la primul punct de ordine de zi ne-am trezit cu pumnul gol. Și de ce spun asta? O spun pentru că am primit un proiect de hotărâre în care deja comisiile de specialitate erau gata făcute, nici măcar n-am fost consultați la modul informativ despre componența acestor comisii. După cum știți și în 2012, la constituirea comisiilor au fost negocieri între toate forțele politice, s-a stat la masă, s-a discutat, s-a căzut de acord, proporțional cu numărul de mandate obținute,
și să mergi într-o formulă civilizată pe care o prevede legea. În urma unor discuții avute cu liderul de grup din partea PSD, a acceptat să modificăm proiectul de hotărâre și să putem nominaliza partea noastră persoanele în comisii în funcție de competențe. Pentru că noi ne dorim să lucrăm pe competențe. Fiecare om are locul lui în comisia de specialitate, unde dorește să-și pună în slujba comunității competența profesională pe care o are. Celelalte, ați văzut, au fost cu strict revocări, numiri de persoane la punctele de pe ordinea de zi de la compania de apă, fostul reprezentant al municipiului, a făcut două informări. De curiozitate, vă rog să le citiți. Două note de informare către acționari foarte pertinente legate de situația respectivă din societate și de ceea ce s-a întâmplat în acele ședințe de adunare generală acționară. Astăzi, la fel, ați văzut numirile, revocările și numirile de persoane în adunările generale acționarilor din societățile comerciale. Motivația a fost că este o schimbare politică. Noi ne-am exprimat punctul de vedere. Vom susține acele proiecte de hotărâre a care se respectă în totalitate legea și care sunt în folosul și în beneficiul cetățenilor municipiului Turda. Am văzut tot așa, ca și o paranteză, a fost un anunț în timpul ședinței Consiliu, prin care s-au anunțat depunerea unor proiecte în vederea finanțării. Iar despre asta vă vorbi domnul primar Ștefănie, nu este chiar așa cum s-a dat anunțul, de fapt este vorba de altceva. Dar continuați de... Ideea este că cele 5 proiecte care s-au anunțat că vor fi depuse pentru finanțările europene sunt proiecte care au fost elaborate la inițiativa domnului Tudor Ștefănie și a grupului de consilier PNL și au fost aprobate în ședințele de Consiliu Local. La unele dintre ele, scuze, au existat inclusiv studiile de fezabilitate întocmite. Noi ne bucurăm că actuala conducere a orașului continuă și sprijină și promovează acele proiecte pe care noi le-am elaborat, le-am întocmit. Poate este un semn de normalitate, dar ar fi foarte bine civilizat din partea dânșilor să menționeze că acele proiecte au fost inițiate în legislatura trecută și cine au fost cei care le-au inițiat. Și făceau parte din programul. Făceau parte din programul nostru politic pentru dezvoltarea municipiului Turda. Ca și activitate în Consiliul Local, așteptăm să vină executivul cu propunerile pentru buget, rectificările bugetare. Noi avem obligația de a asigura funcționarea a tot ceea ce înseamnă municipiul Turda. Vreau să vă dau două sume. Pe anul 2015, cheltuielile cu asistența socială au fost 11 milioane de lei, cheltuielile cu învățământul au fost 33 de milioane de lei. Deci mai mult de jumătate din bugetul municipiului Turda a mers pe asistență socială și învățământ. Cu siguranță și noi ne preocupăm și avem pregătite proiecte pentru a fi promovate și depuse în vederea finanțării din fonduri europene, fonduri guvernamentale, tot ce înseamnă bani disponibil pe piață pentru finanțarea unităților administrativ-teritoriale. Inclusiv ceea ce domnul doctor, domnul medic Ojucaru ne-a prezentat, acele proiecte de reabilitare termică a spitalului și dotarea cu aparatură a spitalului sunt linii de finanțare care au fost deschise de curând și se pot întocmi acele proiecte
în vederea accesării fondurilor europene. Noi ne continuăm activitatea politică, după cum am spus, suntem în opoziție, rămânem în opoziție, facem o opoziție constructivă, nu facem opoziție de dragul de a fi contra, sau să mă exprim mai plastic, de a da la picioare. Facem opoziție pentru că în orice societate, opoziția înseamnă progres. Și cel care are puterea prea mare, dacă nu are opoziție, derapează. Și atunci noi vom fi acolo tot timpul și vom atrage atenția asupra tuturor derapajelor sau posibilelor derapaje pe care actuala conducere sau actuala coaliție, că nici noi nu știm clar cine cu cine în coaliție în momentul de față, că sunt lucrurile foarte interesante. Să pierde la vot. Se vede, dar cei care conduc de fapt în acest moment, vom avea grijă tot timpul să le atragem atenția în momentul în care există anumite derapaje. Mulțumesc! Din punctul nostru de vedere, încă o dată menționăm tot ceea ce este proiect care înseamnă o stare de normalitate și de funcționare a administrației publice locale, va fi sprijinit de consilierii noștri, indiferent cine este inițiatorul acestui proiect. O să mergem alături de ceilalți pentru a sprijini o strategie de dezvoltare a municipiului Turda și acolo unde obiectivele coincid cu interesul localității, vom vota în consecință. Acolo unde avem puncte de vedere diferite, în mod cert, prin vot ne vom exprima și de asemenea prin conferințe de presă vom justifica votul nostru împotrivă de fiecare dată. Dacă la acest punct aveți întrebări ca să nu mergem cu toate cinci și... Domnilor, care este raționamentul pentru care Partidul Național Liberal nu a prezentat propuneri pentru acele adunări generale ale acționarilor, deși reprezentanții executivi, de fapt, reprezentantul coaliției PSD, ALDE, PMP, respectiv domnul consilier Doru Anca, v-a reamintit faptul că aveți această posibilitate? Un lucru vă spun foarte cert de ce n-am făcut aceste propuneri. Faptul că noi am avut oameni competenți propuși de către noi în adunările generale existente până acum. Iar cei care ne-au reprezentat au avut rezultate foarte bune. Luați Salina, vedeți rezultate. Luați Compania de Apă, vedeți activitatea reprezentatului nostru în Compania de Apă, propunerea pe care noi am avut-o. Luați absolut orice activitate care n-a fost criticată de către nimeni în acești 4 ani de zile și nu exista, din punctul nostru de vedere, motivație de schimbare a membrilor în adunarea generală dacă lucrurile mergeau bine și foarte bine. Deci de aceea nu ne-am mai dus cu alte propuneri, pentru că propunerile noastre au fost validate prin activitatea desfășurată ca reprezentanțe propuși de PNL în adunările generale. Da. Am înțeles. Aș vrea să mai să puntez și eu ceva aici. Am spus-o și în ședința de Consiliu Local. Trebuie văzut că reprezentanții din AGA, atât de la Salină, cât și de la domeniul public, ca să nu mergem mai departe cu raționamentul, nici directorii acestor societăți, nu sunt membrii ai Partidului Național Liberal. În urmare, nu cred că i-ați văzut pe vreunul din aceștia în campania electorală sau, să știți, sau în conferințe pe sau alături de Partidul Național Liberal. Deci chiar puteți și putem spune acest lucru. Astăzi, aduceți, vedeți, domnul Grișan, AGA, la domeniul public, domnul Opescu, la Salina, oameni care nu sunt membri ai Partidului Național Liberal. Ia să vedeți cine sunt astăzi AGA la apă, la domeniul public și la Salină. Noi nu criticăm capacitatea celor propuși astăzi. Sperăm să aibă cel puțin rezultatele bune și foarte bune pe care le-au avut ceilalți și să funcționeze bine aceste societăți comerciale. Practic,
succesul unei societăți comerciale, mai ales de acest gen, cum sunt cele trei pe care le-ați menționat dumneavoastră, nu neapărat depinde de activitatea reprezentantului AGA, ci de activitatea directorului, nu-i așa? De activitatea directorului, doar că directorul trebuie să țină cont că există un reprezentant al adunării generale, iar reprezentantul adunării generale are obligația să meargă cu mandat din partea acționariatului. Iar reprezentantul AGA, care respectă contractul de reprezentare conform prevederilor legale, acela este un reprezentant corect și față de cei care l-au trimis în această funcție, care nu este numai onorifică, este o funcție cu mare responsabilitate. Și eu cred că cei care astăzi au fost propuși vor proceda în consecință, respectiv prevederile legale și mandatului care l-a dat Consiliul Local, pentru că este imposibil să cred că a primit un mandat din partea Consiliului Local înseamnă că să nu mai vii și să nu mai răspunzi în fața Consiliului Local. Nici ca membru în adunarea generală, cum s-a mai întâmplat, nici ca reprezentant în Consiliul de Administrație. Avem și două exemple foarte clare. La prima ședință se desemnează reprezentantul, este mandatat cu puteri depline pentru a vota în AGA, în conformitate cu prevederile legale și ale actului constitutiv. Astăzi, la numirea celorlalți doi reprezentanți, spune reprezentarea în AGA va fi făcută în baza unui mandat special din partea Consiliului Local. Aici înseamnă că judecăm deja cu două măsuri. Adică, la ședința precedentă, îi dăm unui om mandat liber, în vorb, să voteze, atunci care mai este rolul Consiliului Local? Normal, acel reprezentant AGA votează hotărârea acelui acționar. Formularea normală era cea de astăzi, reprezentarea va fi făcută în baza unui mandat special din partea Consiliului Local. Deci niște chestii de derapaj care nu sunt în regulă. Dar nu ați luat atitudine în Consiliul atunci? Am luat-o înainte. Defectul aspectul. Nu ne place circul. Dar vrem să facem circul. După aia cu comunicatul de presă. Nu, a fost un comunicat de presă. Am fost se pare normal că dumneavoastră, ca dumneavoastră, ca și aleși locali, să luați atitudine acolo, în forum de seamătări și să arătați acolo după ședință. Am atras atenția liderilor celorlalte partide care formează coaliția și a conducătorului municipiului asupra faptului că este o prevedere care nu este confruntată cu legea. Și vom lua măsurile în consecință dacă va fi cazul. Credeți că este greșit să mai discutăm prin comunicate de presă sau pe Facebook? Nu, pentru că asta e de vedere. Atâta timp cât ceilalți au luat atitudine 3 ani de zi, în fiecare zi, noi am apărut cu un comunicat, un punct de vedere care l-am avut, fără să aducem acuze personale nimănui și fără să atacăm, decât să le exprimăm punct de vedere care a fost prezent și în campanie electorală. Și o să facem în continuare aceste lucruri. Față de opinia publică, nu cred că este corect să veniți în conferințe de presă și să faceți niște afirmații pe care ei le aud la camere de la vedere și le au drepturile. De exemplu, domnul Ferezeu spunea că puneți mare bază pe competență, că acele comisii trebuiau făcute după criterii de competență, dar când ați votat membrii în consiliile de administrație la societăți subordonate, nu ați ținut seama de concurs, de rezultate concursului. I-ați numit politic pe toți membrii ăia. La care vreau? La Salina. Când înainte? Dacă e să vorbim înainte, vorbim de reprezentantul AGA, pe care l-au votat colegii noastre, care atunci erau unul sale. Astăzi sau altă dată? Nu, când ați fost noastră membrii Consiliului de Administrație actual de la Salina. Nu sunt cei rezultați ca ierarhia din concurs. Politic. Popescu n-a fost membru de partid, Mihai Labujor nu este de Consiliul de Administrație de la Salina. Deci, domnule Ignat, eu cred că rezultatele financiare de la Salina dau 1,5 milioane de lei profit net de făcut de către Consiliul de Administrație vorbește la sine. În condițiile în care cu un an înainte, în 2014, profitul net al societății a fost de 450.000 de lei, aproximativ. Deci ai o creștere de 600% profitului. Nu, nu,
competența cuiva niște rezultate, nu pot să vă absolve de faptul că nu i-ați spus decât politică, exact cum îi pun ei alții. Dar bine, domnule Ionel, dar cine spune chestia asta? Am auzit și eu, sunt în Consiliul Local și am auzit chestia asta, că ăia cu note mai mari nu au fost, dar știi dumneavoastră chestia asta, sau știi cineva de la masa asta? Cum adică? Păi s-a stabilit niște note și dumneavoastră i-ați ales pe sărit. L-a scris, dar totdeauna un examen este scris oral. Bine, acum dacă noi vorbim de chestii de genul ăsta, hai să nu intrăm, domnul Ionel a venit cu tema făcută, e foarte bine ca de obicei. Ideea este în felul următor. Noi am făcut înainte, nu am venit cu nicio temă. Dați voie să vorbesc că v-am invitat la conferință de presă. Bun, și eu vă ascult, după care vă ascult, că aici nu este un monolog sau un dialog. Atunci s-a ținut o procedură, domnul Ionel. A fost organizată o procedură conform lui 109. Care, pe urmă, a fost contestată de toți ceilalți care nu le-a convenit, atât la prefectură, cât și în contencios și așa mai departe. Atunci s-a făcut o procedură. Astăzi, dați-mi exemplu când și cum s-a făcut o procedură pe ultima perioadă. Despre asta vorbim. Acea procedură, acele procese rezultate din acele numiri, nu s-au judecat decât, n-au intrat pe fond. Știți foarte bine că a venit adresa de la tribunal la Salină, s-a renunțat pentru că pe timp schimbase răzbunase conducerea. Dar cine a renunțat? Directorul Salină. Păi cine i-a numit? Păi au fost numiți prin hotărâri de Consiliul Local. Deci că fost director Puiu Tot a dat în judecată. Cum a fost numit domnul Puiu Tot? Nu. Prin hotărâri de Consiliul Local. Puiu Tot a făcut acțiune în instanță. Fără să renunțe la ea, acea acțiune nu s-a judecat pe fond, ci s-a renunțat la ea de către următorul director, fără să fie anunțat el ca persoan, ci ca director, înțelegeți? Cel care l-a numit poate renunța. Cei care i-au numit membrii Consiliului de Administrație au fost Consiliul Local, consilieri din Consiliul Local. Deci, când erau hotărâri de Consiliul Local și care nu au fost suspendate ca activitate sau anulate ca și efect juridic, ele au rămas valabile pentru cei de acolo. Când vor veni o hotărâre în instanță care spune că acele hotărâri nu își mai produc efectul, e altceva, dar ele își produc și astăzi efectul. OUG-109 nu spune că se face concurs ca să nu fie luat în seamă rezultatul concursului. OUG-109 și legea 31 e foarte clar. Numirile în acel Consiliu de Administrație, asta o să hotărăți în instanță, într-adevăr, dar știți foarte mult că astea se tergiversează și durează. Dar și eu pot să am o părere ca și dumneavoastră. De acord, dar eu am părerea față de dumneavoastră și vă spun încă o dată, noi am făcut procedură. Iar procedura a ajuns prin vot în Consiliul Local, vot secret. Păi, deja e vot secret. Același lucru de ce să mai facă și concurs dacă nu s-a ținut seama de rezultate concursului? Păi dacă a fost vot secret, așa spune legislația, se votează prin vot secret în Consiliul Local. Vreau să vă spun tot legat de acest aspect, domnule. Și a căzut un singur om, sau doi oameni la sală, dacă nu, mai majoritatea. Domnul, pentru acele voturi, domnul Puiu Tot, ne-a făcut plângeri penale. Da, toți consilierii și râdea de noi, că vin cu microbuzul și vă duce cu microbuzul și foarte simpatic cu un tot. Am primit hârtie de la pachet, prin care se spune că se dispune neînceperea urmăririi penale, întrucât nu au fost întrunite, nu au fost constatate abateri de la lege. Există hârtie înregistrată la Consiliul Local. Dacă parchetul a constatat că nu am încălcat legea, atunci eu cred că noi am fost pe procedura legală. Dacă era ceva, eu sunt convins că parchetul venea și declanșa cercetarea penală împotriva noastră. Eu nu fiți sigur că s-au mai văzut cazuri. Bun, eu vă mai întreb o dată. Știți ceva de modul sau modalitatea sau procedura care s-a făcut la Compania de Apă pentru Consiliul de Administrație? Păi știu ce știți și dumneavoastră, ce a anunțat. Nici eu nu știu mai mult decât ce știți dumneavoastră. Vă mai întreb invers atunci. În modalitatea care am făcut-o noi, contestată sau nu, de prefect sau de cine a fost contestată, că așa a fost procedura, trebuie să fie contestată. Știați de procedură. Inclusiv notarea a fost afișată, absolut toată procedura a fost afișată. Asta v-am criticat, pentru că nu ați spus-o la bun sfârșit, așa cum zice legea. Dar nu e un Consiliu Local. Dar nu v-ați spus pe dumneavoastră, vorbesc pe... Legea
nu spune că în ordinea notelor legea spune că se votează și se numește nominalizat prin hotărâre de Consiliul Local fiecare membru în Consiliul de Administrație. Lucru care s-a făcut și astăzi pentru ADA și probabil se va face pentru Consiliul de Administrație în societățile comerciale, dacă cei de astăzi acest lucru doresc. Dar tot prin hotărâre de Consiliul Local vor fi nominalizați și numiți membri în Consiliul de Administrație. Nu așa e corect? Eu vreau să pun o întrebare legată de faza de constatare. Dumneavoastră, în calitate de consilier local, constatați sau aveți impresia că nu se respectă legea într-un anumit moment. Și eu vă întreb, de la constatare, veți mai face pași mai încolo? Adică, nu știu, veți acționa în instanță, în contencios administrativ, hotărârea, ceva chestii de genul ăsta. Dacă există certitudinea că au fost emise proiectele de hotărâre de Consiliu fără respectarea legii, și aici fac o scurtă paranteză, și la prima ședință am întrebat de ce nu se trec proiectele prin comisii. Și la a doua ședință, același lucru, de ce se evită a se trece proiectele de hotărâre prin comisiile de specialitate. Este o formă foarte legală de a trece pe lângă ochii celor din comisie. Domnul Felezeu, iar mă fac. Așa s-a făcut 4 ani anterior, nu 4, 3. Să termin. Păi spui și ne-ați criticat. Și acum să văd dacă la celor lucruri se întâmplă. Se pot răspunde domnului Florea dacă se constată de către juriștii noștri că acele hotărâri de Consiliul Local nu respectă legea, atunci vom face și vom înainta către instituția prefectului plângerile prealabile și apoi, dacă este cazul, către contencioasă administrativ. Vom deschide acțiune. Vom vedea. Dacă este cazul. Vă rog. Tot legat de ședința de astăzi, dacă permiteți, vreau să-l întreb pe domnul doctor Cojocaru dacă până acum a făcut solicitare pentru asfaltarea aceea pe care ați cerut-o azi executivului precedent. Sper că nu astăzi ați văzut prima dată sau zilele astea că acolo sunt grău. Cele grău sunt ani de zile spre UPU. Nu. N-am făcut pentru că sunt mai de o lună de zile consilier local și cred că lucrul acesta trebuia să existe între o legătură între managerul spitalului și Consiliul Local anterior. Să nu existe aceste grup până în ziua de astăzi. Înțelegeți? Mă rog că s-a votat astăzi să se introducă și diverse după ce s-au votat proiectele de hotărâre. Înțelegeți? Pentru că lucrul ăsta să fie așa. Vreau să faceți parte din conducerea spitalului. Dacă nu așa, știți să fi făcut postul, adică actualul manager cererile respective înainte? Au fost cuprinse inclusiv în rectificare bugetară de la sfârșitul din martie, sume pentru reabilitarea curții spitalului în vederea acreditării instituției spitalicești. Dar, pentru că acolo nu au fost finalizate lucrările de apă și canalizare în incintă, au fost făcute parțial și dacă faceți așa o vizită prin curtea spitalului, o să vedeți cum a fost făcută refacerea, adică cei care au executat lucrările. Încă nu sunt finalizate. Domnul Cojocaru a avut o inițiativă foarte bună, cel puțin să se facă o reabilitare prin plombare a suprafeței, pentru că acolo este o lucrare destul de mare în mergura. Dar sumele au fost cuprinse de la bugetul local pentru reabilitarea curții spitalului, la fel ca și pentru curtea Colegiului Național Mieritească. Dar din cât am înțeles astăzi, și să fie foarte atenți cum vor proceda, nu se poate plăti de la bugetul local această lucrare. Ei trebuie să facă rectificare de buget, cum am spus noi, banii să se dea la spital, comanda să o dea spitalul și să execute pentru spital. Pentru că e patrimoniul spitalului, e gestiunea spitalului, deci nu se poate face lucrarea direct. Și cu asta am spus ce am vrut de spus. Da, domnul Astrăvic, te rog. A zis că fac parte din conducerea spitalului în calitate de ce nu puteți conducerea spitalului?
Păi nu, ca specialist, nu ca și manager în conducerea conducerea spitalului, dacă conducerea spitalului este manager, este directorul medical, este directorul financiar contabil. Și după aceea vin celălalt, dacă se direct. Din punct de vedere medical, mă refer, pentru că acele probleme despre care vorbeați astăzi, dacă intră ambulanța cu un om cu o fractură, va simți un medical trebuie să nu ar trebui să mă intereseze partea de infrastructură rutieră și pe mine ar trebui să mă intereseze partea ce ține de chirurgie, partea medicală vorbesc. Înțelegeți? Partea, porțiunea asta de la de unde preia ambulanța pacientului până ajunge la unitate de primire urgență sau la compartiment de primire urgență, nu este a spitalului. Dar prinde și porțiune de infrastructură. Tocmai că e la spitalului și nu e atât. Dar așteptați-mă să termin ideile. Tot interveniți și vă... E o porțiune de la stradă, de la drum, până la poarta spitalului, care este domeniul public, este a primăriei. De acolo, de la poartă, până la zona unde este primită această urgență, este teritoriul spitalului. Dar trebuie toată porțiunea refăcută. Și porțiunea aia de 5 metri sau cuplii de la stradă până la... Nu știu dacă ați intrat în ultima perioadă. Chiar am intrat foarte des. Am văzut cum e. Aia nu este a spitalului, este a primăriei. A spitalului este de la poarta spitalului până în zona unde este primită această urgență. Dar aceasta ține de conducerea spitalului, într-adevăr, cum ați zis dumneavoastră, și implicit acum mă interesează și pe mine că sunt în slujba cetățeanului și trebuie să mă gândesc la toată lumea, nu numai la partea de spital. Nu știu dacă v-am dat un răspuns care vă convine. Dar nu trebuie să-mi convine. Vă rog, dacă mai sunt discuții pe această temă. O singură chestie de învață, întotdeauna eu observ lucrurile plus. Deci, dumneavoastră spuneți că acum, în calitate de consilier, puteți să veniți în fața colegilor din Consiliu cu propunerea asta. Asta am și făcut astăzi. Da, deci ziceți că acum, fiind consilier, puteți să veniți. Eu aș vrea să vă întreb, în calitate de medic, că bănesc că problema pe care ați semnalat-o astăzi era la fel problemă și înainte să fiți consilier. Da. Bun. Acum, în calitate de același om care ați făcut, să luăm consilier de o parte, medic de o parte, că ca om ați făcut, în primul rând, chestia asta, gândindu-vă la suferințele unei persoane cu fractură. Și nu numai cu fractură. Era exemplu dat de noastră și de amabilitatea asta. Aș vrea să vă întreb, v-a stat în idee să faceți aceeași sugestie către managementul spitalului, ca managementul să vină cu acea sugestie în fața Consiliului Local, pentru că dumneavoastră atunci nu puteți mai fi consilier. Discuțiile acestea le-am avut și înainte cu conducerea spitalului. Ce răspuns ați? Problema conducerea spitalului are un purtător de cuvânt. Mă înțelegeți? Eu nu pot în familia dumneavoastră, dumneavoastră sunteți capul familiei, dar luau niște hotărâri. Nu pot, ca și un simplu membru acelei familii, să ies eu afară și să fac ce vreau eu. Deci ideea e că am sesizat lucrul ăsta. Da. Ok, bine. Da, vă rog, alte întrebări, dacă nu sunt la această temă, la sediul local. Dar nu rog pe domnul Riman să trecem la următoarea. Da. Discuție de ordinea de zi. Pe dincolo de toate alianțele astea post-electorale, PSD, ALDE, PMP, PRM și alții, noi ne-am gândit o altă abordare politică și anume o întoarcere spre cetățean. De ce? Pentru că cetățeanul e subiectul fundamental al democrației. Fapt validat deja în unele spații istorice europene, dar nu numai, cu democrație legitimată. Concret, e vorba de lansarea publică a unei platforme de dezbatere publice aparținând grupului de consilieri liberali din Consiliul Local, o platformă de dezbatere publice care poate fi accesată începând de astăzi în rețeaua de socializare Facebook,
De ce o platformă de dezbateri publice? Pentru că în ultimul timp se vorbește foarte des de translația dinspre democrația indirectă spre o democrație directă, sau cel puțin semidirectă. Asta înseamnă că cetățeanul trebuie să aibă un cuvânt din ce în ce mai greu de spus în actul de decizie politică. Ori, noi ne dorim prin această platformă de dezbateri publice pe care o lansăm astăzi să aducem Consiliul Local mult mai aproape de cetățean, să fie o formă transparentă de comunicare cu cetățenii pentru altfel de politică. Ne propune prin intermediul acestei platforme publice să preluăm informații, sugestii, recomandări, chiar și critici de la cetățeni și să le promovăm în cadrul Consiliului Local în condițiile legitimate de legislația în vigoare. Dorim să oferim răspunsuri atât pozitive cât și negative în funcție de solicitarea adresată de cetățeni. Facem o promisiune că vom răspunde indiferent care va fi acest răspuns cetățenilor în condițiile în care ne vor ridica anumite sau vor indica anumite probleme. O să le dăm răspunsul chiar dacă pentru dânsii nu va fi neapărat cel așteptat, în funcție de ceea ce vom reuși să facem în Consiliul Local, cum vom reuși să promovăm, cum va arăta majoritatea, apropo de respectiva inițiativă cetățenească pe care o vom prelua și vom susține, să le oferim acel răspuns pe care reușim să-l atingem în cadrul dezbaterilor din Consiliu. Cum spuneam, vrem să fie un flux informațional, dar numai într-o anumită direcție, numai dinspre cetățean spre Consiliul Local, ci și în sens invers, dinspre Consiliul Local spre cetățeanul din Turda. Să fie o platformă de dialog, platformă de comunicare, fluxul să circule, să deschidem un pic, mă rog, Consiliul Local spre masa cetățenilor. Să fie parte din decizia politică. Această platformă de dezbateri publice pe care o lansați va substitui în vreun fel audiențele cu cetățenii pe care grupurile de consilieri locali sunt obligate să le întreprindă lunar? Nu va substitui, dar va completa acele audiențe pe care PNL le-a fixat și vă dăm o informație în fiecare zi de luni, între orele 18-20, la sediul de pe Strada Libertății. Vom populariza și prin intermediul platformei și prin intermediul celorlalte canale de comunicare pe care le avem programul de audiențe, care poate fi deja consultat pe site-ul pnlturda.ro. Și bănesc că să ne trimite și nouă un link către această platformă de... Cu siguranță vă trimite, cu siguranță. Vreau doar informații și ne lăsați așa. Cu siguranță să vă trimitem link-ul, dar cred că o găsiți foarte ușor. Vă aveți abilități în navigarea pe internet și în rețeaua de socializare. La Facebook, pe care ziceți, o gândiți cumva să aibă și caracter politic, fiind a PNL-ului, sau este o platformă cumva între ghilimele oficială? Vă doriți oficială. Și vă întreb asta de ce. Site-ul primăriei Turda este o astfel de platformă, sau cel puțin ar trebui să fie, dacă nu este, nu e vina noastră. Și acolo este rubrica Consiliul Local. Nu există posibilitatea ca cetățenii să se adreseze prin site-ul primăriei, tot online, cum propune și dumneavoastră? Asta se adresează, domnul Oprea. De ce credeți că vi s-ar adresa dumneavoastră mai mult dacă e o obișnuință în anumite adresa? Această platformă de dezbatere publice nu este deschisă eminamente pentru liberali și simpatizanții Partidului Național Liberal. Este deschisă spre cetățeni. Deci, ea are un spirit civic. Dar era inițiativa noastră. Da, este inițiativa noastră, dar are un spirit civic, mă rog, dilatat. Cât de mult se va asemăna această platformă de dezbatere online cu grupul Partidul Facebook lansat de Partidul Național Liberal Câmpia Turzii în toamna lui 2014? Mă credeți că nu știu nimic despre platforma cu pricina. Deci nu știu cât de mult se va... nici nu ne-am gândit că trebuie să semene cu ceva. V-am întrebat chestia asta pentru că ați spus exact același lucru pe care l-am zis și nivelele de la Câmpia Turzii 2014. Este o platformă civică de dezbatere cu cetățenii să ni se adreseze, să ne spună problemele noastre, problemele lor. Și exact nu mi-a sugerat nimeni. E efectiv ideea pe care am discutat-o și tipul de politică pe care vrem să-l facem. O reîntoarcere spre nevoile cetățeanului, spre concret. Înseamnă că v-ați conectat la conștiința colectivă liberală. Noi n-am plecat niciodată din
mentalul liberal, chiar dacă unii insinuează că am fi plecat. De obicei, când cineva dă un telefon, se așteaptă că altcineva să-i răspundă la celălalt capăt, dar nu știu dacă să-i zic firului că cu tehnologia modernă nu mai cază. Aș vrea să vă întreb, v-ați gândit să fie, știu eu, un grup anume de persoane care oferă răspunsuri? Pentru că cetățeanul se vă postează acolo, dom'le, mie nu-mi place chestia aia. Este cineva pe care îl veți desemna să fie, nu neapărat purtător de cuvânt așa, grosomodo, dar cineva care să se ocupe de chestia asta, răspunde fiecare dintre consilieri, e debandat, de organizat. Cum este o organizare, domnule? Bun, și în ce constă această organizare, pe scurt? Ca să le facem. Au schimbat doar organizare. Eu știu, dar nu-i cazul. Să știți că toate inițiativele pe care cetățenii le vor trimite spre această platformă publică vor fi inițiate în cadrul Consiliului, dacă ele respectă prevederea legală. De întregul grup de consilieri liberale. Acum, vreți să vă spun nominal cine se va ocupa de această platformă publică? Și răspunsurile se vor da în urma unui consens. Deci dacă v-ați gândit că cetățeanul s-ar putea să gândească nu știu, dacă e o chestie extraordinar de bine organizată. Ovidiu dădea exemplu partidul Facebook. Acolo mi se pare că a devenit o pagină sau ce îi în care toată lumea postează ce vrea. Nu e o chestie cu întrebare-răspuns. De aia zic. Deci dacă dumneavoastră mergeți pe o formă organizată, s-ar putea să câștigați mai mult. Domnule Lucre, știți, am o simpatie și o empatie teribilă pentru dumneavoastră. Încă nu mi-am pierdut-o. Încerc să o păstrez acolo, chiar dacă unele critici îmi trec prin minte și acum. Știți că sunt comisii de specialitate. Așa. Și fiecare consilier face parte dintr-o comisie de specialitate. Cred că reușim să cadrăm inițiativa cetățenească în area de competență a unei comisii. Ori dacă e în area de competență a unei comisii, va răspunde acel consilier, evident, parte din acea comisie. Evident că în urma unui consens vom discuta lucrurile respective, vom vedea ce se întâmplă după inițiativă, dar va răspunde în mare măsură consilierul care face parte din comisia de specialitate. E vorba de buget, finanțe, e vorba de muncă și protecție socială, e vorba de învățământ. În mod evident vom merge pe specializările pe care consilierii le au în funcție de comisia din care fac parte. Fiind o inițiativă a grupului noastră de consilieri a PNL, veți permite accesul și altora să ofere răspunsul. Știu, dacă zice un coleg de la PSD, domnule, uite, eu m-am gândit că cetățeanul ăla l-a naționalizat. Domnul Preada, de ce mi-ați dat exemplu exact de la PSD? De ce? Și o întrebare. Vezi la cetățeanul ăla. Cred că domnule Oprea, folosiți foarte des cuvântul PSD și cred că se întipărește pe retină. Vă dau exemplu PRM atunci, că domnul Anca e foarte vivace așa, și vrea să răspundă și dânsul la un... Nu lăsăm pe domnul Anca, știți de ce? Face foarte multe greșeli de ortografie. Dar aveți pe cineva care să corecteze acolo? O să fie deschis tuturor celor care vor să... Singura cuvântul este să scrie în primul. Socializeze această... Sigur, nu pot accesa cetățenii la ce adresă, dacă scriem știa, cum asta așteaptă să-i spună. O să vă trimitem link-ul. Deci astăzi vi-l trimit. Și ce grupul consilierilor locali l-ați găsit, nu? Grupul consilierilor locali PNL Turna. Da, întrebări dacă sunt. Așteptăm rezultatele acestei activități. Sper să iasă bine și să muncim, să ne facem cunoscuți. Eu cred că ar fi extraordinar și ar fi minunat ca cineva din alt partid să socializeze pe grupul PNL. Dar nu văd de ce. De-a răspunsul, nu te cunosc. Dar nu văd de ce să nu intervină, pentru că sunt puncte diferite, de vedere diferite, pot fi diferențe de opinie cu privire la un anumit aspect și de aici toată lumea câștigă. Păi preluăm și inițiative care vin din partea consilierilor PNL, dacă le scriu acolo. Nici o problemă. Vedeți, că tot suntem la sesiunea de întrebări și răspunsuri. Vreau să practic ați creat o pagină de Facebook și asta... Nu e un grup, nu, e o pagină, e simplu, pagină cu like, așa mai departe. Astfel, restricționați oarecum activitatea cetățeanului de a relaționa cu partidul, pentru că vede chestia asta ca și cum ar trimite un simplu mail. În schimb, dacă ați fi făcut, zic și eu, că sunt pe Facebook din 2011,
dacă ați fi făcut efectiv un grup de Facebook, de grupul consilierilor locali pentru așa, ar fi fost mult mai ușor să discute lumea, ați fi putut crea și un chat cu oamenii și sesiuni de întrebări și răspunsuri. Reține apropo de reține. Uite, deja a devenit atractiv de data ce se discute. Platforma asta de comunicare se referă spre cei care au timp mai puțin și spre cei care muncesc mai mult. Dar nu ne îndepărtăm de oameni, pentru că noi ne continuăm activitatea de a dialoga cu cetățenii în mod direct. Că nu vorba unui celeb în viață, nu suntem fantome. Sau nu votăm fantome, cum spunea un celeb în viață. Un doctor, nu știu, doctor, în fine. Noi vorbim cu oamenii permanent. Dar există o anumită categorie de cetățeni ai municipiului Turdan care fie muncesc în altă zonă, dar locuiesc în acest oraș, fie nu au timp efectiv pentru a participa la audiențe sau la întâlniri directe. Noi ne dorim să avem cât mai multe întâlniri directe cu oamenii. Ați programat-o pe următoarea? V-ați gândit când o să aveți următoarea întâlnire directă cu cetățenii? Nu, în afară de audiențe, zic. Luni la ora 18. Fiecare zi, ședințele de Consiliu, care sunt adunări, ședințe ordinare. În zona de micro. Dar trebuie să poate la ședințele ordinare, poate vor fi după sau a doua zi, de ce? Că poate s-a putat ședințele la ora 4 și dacă vor ținea foarte mult... Vor ține. O să faceți conferințele de presă undeva la ora 8, nu? Depinde cât de tare vă certați, în funcție de cum vor avea loc ședințele de consiliu. Să mici comiale, să nu tot cum vă rog, Octavian Pavlov. Dacă să nu depășească două ore de activitate. Da. Dacă comisiile le bine. Bun, dacă mai sunt aici, că nu câteva considerente, vom continua ceea ce noi am avut strategie aprobată, conturul, pe toate domeniile de activitate, așa cum vă spuneam și la început, vom depune proiecte de hotărâri pentru toate obiectivele care ne-am propus să fie realizate atât în platforma electorală, cât și în strategia aprobată pentru municipiul Turda până în 2020. Lucrul acesta se va observa încă de la ședința de săptămâna viitoare. Sunt pregătite deja câteva proiecte de hotărâri în acest sens. Și, desigur, vom continua să implementăm, dacă grupul PSD și actuala alianță existentă nu ne vor consulta pe o viitoare strategie comună în care toate obiectivele cuprinse în platformele electorale a tuturor partidelor politice nu pot sau pot face parte din această strategie. Normal, ar trebui să existe o consultare a grupurilor politice, în sensul în care să se creeze o strategie pentru 4 ani de zile pe care să o accepte toate grupurile și atunci sunt convins că nu vor mai fi probleme nici în votul în cadrul Consiliului Local, cu atât mai mult cu cât din anii viitori bugetele vor fi la început de drum, deci în fiecare an bugetar să se stabilească prioritățile care sunt. De altă parte, vă asigurăm că vom susține proiectele de finanțare pe fonduri europene, necondiționat. Vom face și noi propuneri în acest sens. Sper că domnul primar Matei să-și asigure un grup de lucru mai performant decât cel care a fost până acum pe fonduri europene și să găsească soluții în condițiile în care, deja până în decembrie, se pot propune proiectele sau cererile de finanțare și să cuprindă absolut toate acțiunile de finanțare, pentru că Turda are nevoie de fonduri care să susțină bugetul local. Cu o anumită analiză necesară făcută din partea executivului, să se vadă dacă există soluții pentru susținerea pe cotele de cofinanțare a proiectelor și dacă aceste soluții bugetul și le poate permite, dacă nu, să creeze prioritățile până acolo unde este posibil acest lucru. Din punct de vedere politic, avem dorința aplică de a găsi o soluție pentru următorii 4 ani, în sensul în care vom merge pe reconstruirea organizației.
Vom aduce mult tineret care dorește să facă politică alături de Partidul Național Liberal în organizația noastră, creindu-le oportunități și șanse pentru alegerile care vin pentru 2020 și creând împreună cu ei o platformă pentru tineri și pentru generațiile care vin, astfel încât platforma politică pe care noi o propunem în acești 4 ani să fie o platformă care să fie acceptată de o mare majoritate în 2020. Politic vom munci în special gândindu-ne la zona administrativă și la interesele comunității și nu la interesul politic al organizației noastre și sper ca toți angajații politic, să spun așa, din organizația noastră să țină cont de acest principiu, astfel încât să fim vizibili prin ceea ce propunem și ceea ce facem, dar nu prin interese personale pe care le putem avea în urma unei activități politice. Acum vă aștept întrebări, indiferent din ce domeniu. Politic vorbind, domnule Ștefănie, veți candida la Camara Deputaților? Da. Da, voi candida. De fapt, am fost întrebat și am spus-o public. A candida înseamnă a-mi exprima o opțiune. Eu cred că sunt pregătit și aș fi foarte bine pregătit pentru o activitate de parlamentar. În orice cert, n-am să renunț la Partidul Național Liberal, indiferent de greutățile pe care le-aș putea întâmpina dacă voi fi parlamentar. Voi rămâne în continuare la acest partid și sper să găsim soluția optimă și pentru tur, dacă ea să fie reprezentată în Parlament în continuare. Eu cred că reprezint o opțiune, pot să mai fie și alte opțiuni. Din punctul meu de vedere, ar fi foarte important că cineva care poate să aibă pregătirea necesară și din punct de vedere politic, dar și din punct de vedere al promovării unor acte normative, să fie în Parlament și să ne reprezinte cu mai multă dăruire și cu mai mult efect comunitatea turdeană. Cu mai multă dăruire și cu mai mult efect comparativ cu ce? Comparativ cu tot ce a fost în Parlamentul României până acum, pentru că dacă o luăm din 1990, am avut în Parlamentul României doar pe domnul Ticlău și actualmente pe domnul Eremete și comparativ cu dânsii, pentru că uneori formula de alegere a parlamentarilor ne-au dat parlamentari care nu au domiciliu de turdă și atunci este foarte greu să deceri o responsabilitate sau o responsabilizare pentru că există în Parlament pe baza opțiunii cetățenilor din municipiul Turda. Și efectul s-a văzut. Dacă îmi dați exemple, eu nu am foarte multe exemple care să vi le dau și cred că putem face mai mult decât s-a făcut până acum în Parlamentul României ca reprezentare și ca interes, pentru că Turda are chiar nevoie de la finanțări până la multe alte lucruri care se pot obține. Vorbeați de domiciliul de Turda și de reprezentativitatea municipalității și municipiului în Parlamentul României. Domnul senator Alexandru Cordoș a remis către Guvernul României și așa mai departe mai multe interpelări și întrebări cu privire la anumite puncte strategice ale municipiului Turda și printre astea mă refer la sala polivalentă, la poduri, la așa mai departe. Considerați că domnul Cordoș nu a fost reprezentativ pentru Turda? Eu consider că domnul Cordoș a făcut ceea ce a crezut dânsul de cuvință în calitate de parlamentar. Dacă dorea să obțină mai mult, nu era nevoie să iasă neapărat public și să facă intervenții în Parlamentul României, ci să găsească soluțiile necesare, respectiv de la documentele administrative depuse ministere, și să se găsească soluții de finanțare pe o strategie de finanțare națională, pentru că un parlamentar nu trebuie să facă lobby, dar trebuie să susțină proiectele pe care le depune o comunitate turdeană, de exemplu, în guvernul existent, astfel încât ele să fie susținute și din punct de vedere financiar, având în vedere că trunesc toate condițiile legale de finanțare. Atâta timp cât până astăzi eu nu știu să fi fost obținută o finanțare pe baza interpelărilor făcute de un parlamentar, ci s-au obținut fonduri doar pe baza unor discuții în ministere de susținere a unor finanțări. Cu atât mai mult cu cât se vorbește, eu n-am văzut acest lucru, sper să nu există așa ceva. Există surse de finanțare care se împart între
oameni politici, între partide care se susțin reciproc. Eu sper să nu fie așa ceva, ci să se meargă pe proiecte depuse și pe valorificarea acestora după o anumită, după o anumită clarificare legală. Vedeți, nici legislația actuală nu susține criterii concrete și clare cum se poate obține o finanțare în condițiile în care doi depun pentru un singur câștigător. Cine face aceste diferențe pentru finanțare? Cel care este la Guvernul României și care reprezintă unul în funcție de numărul de înregistrare sau în funcție de nevoi sau de capacitatea proiectului de a decide acest vot. Deci nu se cunoaște nici modalitatea prin care fondurile pot fi obținute. Pe de altă parte, un proiect care este depus la o sumă X, dacă este finanțat numai cu 30% sau cu 20%, niciodată nu va fi un proiect realizabil în totalitate. Ceea ce de altfel se și vede. Luăm exemplu spitalul, putem lua exemplu proiectul de mediu pe apă, canal și așa mai departe. Deci, ori se finanțează integral, ori dacă nu, atunci este o altă problemă de abordare a modului de finanțare. Referitor la candidatura de doamnă, aveți acceptul conducerii PNL sau nominalizarea și pentru ce se va face în, pentru Camera Deputaților? Se va face în luna august. Va fi un vot în cadrul conducerii Partidului Național Liberal pentru susținerea mea pe o anumită poziție. A fost o discuție în acest sens, în mod sigur, și sigur voi merge la Camera Deputaților. Vom vedea pe ce poziție. Eu sper să fie o poziție eligibilă, pentru că altfel nu mă înscriu în această cursă. Înainte de alegeri locale, citeam în presa județeană că aveți asigurat o poziție eligibilă. Mi se pare primul sau al doilea, nu? Nu discut.